De ce ați ales această lecție legată de domeniul financiar? Această lecție nu e legată numai de domeniul financiar. Lecția a pornit de la importanța fracțiilor zecimale în viața de zi cu zi. Deci, cum am mai spus, eu am aranjat lecția vineri pe ateliere de lucru, deci în clasă au existat două magazine. Copiii au avut o fișă de lucru în care aveau să facă o prăjitură. Pe băncile respective existau produsele care trebuiau prăjiturii și deci ei efectiv, cele două echipe s-au dus la magazin, au cumpărat și-au completat tabelul și apoi au prezentat munca lor. Alte două echipe au avut pe tablă afișat cursurile de schimb valutar de la bănci și atunci am întâmpinat copii care nu știau ce înseamnă a cumpăra, a vinde, le-am explicat atunci și acum s-a văzut că copilul care atunci greșise a înțeles ce înseamnă a cumpăra și a vinde. De asemenea, alte două echipe au avut de plătit facturi, deci le-am adus facturi de telefon, curent, căldură, apă rece, care aveau și penalizări trecute ca să văd dacă ei observă faptul că atunci când nu-ți plătești factura la timp vei fi penalizat și au putut face comparare între o anumită factură care nu avea penalizare, factură care avea penalizare, au învățat să citească când trebuie să fie achitat o factură, când e data scadentă, deci am căutat lucruri practice, adică copilul să știe că nu învață matematică numai de dragul de a învăța, că așa vrea profesorul sau părintele. Așadar a fost o combinație între o temă de dirigenție și o lecție de matematică, dar așa sunteți mulțumită de ei? Foarte mult, cum au înțeles? Foarte mulțumită și sunt sigură că mai departe o să înțelegem că proiectul continuă, deci acum noi continuăm să mergem la bănci, apoi mergem în magazin, pentru că avem o altă rețetă de prăjitură pe care fiecare echipă este obligată să-și cumpere, obligată, impropriu, deci e o prăjitură simplă, deci va cumpăra produsele. Fiecare echipă are un magazin de unde trebuie să cumpere și iar altă echipă trebuie să scoată cea mai ieftină prăjitură, deci va trebui să aleagă de la toate magazinele produsele cele mai ieftine și alții produsul cel mai scump ca să scoată cea mai scumpă prăjitură. Bineînțeles, ei vor trebui să vină cu bonulețul fiscal de la magazin ca să argumenteze că a cumpărat și să arate că într-adevăr produsele au fost cumpărate de la acel magazin și apoi finalizarea va fi în clasă, în fața părinților și că noi lucrul ăsta îl facem frecvent, deci în primul semestru am avut 5 ore în care au asistat părinții atât la matematică cât și la dirigenție și finalizăm și cu efectuarea efectivă a prăjiturii. Fiecare, câte un elev de la fiecare echipă va forma o altă echipă să realizeze prăjitura în timpul orei, în timp ce colegii vor prezenta ceea ce au simțit și tot ce au trăit de-a lungul acestei luni de când ei știau de proiect.